Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bun venit pe la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cu cine am plăcerea? Raisa! Încântată să te cunosc, Raisa! Cine te însoțește? Soțul meu! Provin dintr-o familie de corbeni. Corbenii sunt o altă categorie a romilor. Tata al meu, corbean, jet, beget, lăutar, cânta la țambal. Am fost prima nepoată din neamul meu care a ajuns la liceu, care a avansat în stadiul ăsta, am terminat liceul și am luat și bacul. În categoria noastră de romi nu se promit copii unul altuia. Și cum v-ați cunoscut? El trebuia să se căsătorească cu altcineva, dar apoi m-a văzut pe mine, s-a îndrăgostit și a zis să ai cu eu pe Raisa. Cum așa? A sunat la unchiul lui și a spus, știi, eu nu vreau să mai iau pe cealaltă fată, eu vreau pe Raisa. Și eu am rămas așa, vorbisem cu el la telefon, dar doar așa, ce faci, vărule, nu-l știam. Nu, eu locuiam la momentul respectiv în Spania. Eu l-am văzut într-o poză doar pe el. A doua zi ne-am văzut pe cameră și de acolo eu am decis să o aduc la mine în Spania în vizită. Și am fugit de mama, că am zis că e mai bine decât să stau la mama care nu mă lăsa la 18 ani, este și eu duminică la confetărie, zic, mă, bine, mă mărit, că o să fie mai bine. Da, soțul meu mi-a luat bilet de avion și m-a pus mama să fac curățenie și eu la ora 5 după amiază aveam biletul de avion și zic, Doamne, acum femeia asta s-a trezit și are chef să facă curățenie. Și eu trebuie să plec la avion, cum fac să fug? Am dat covoarele afară, tot ce a vrut ea și pe la 12, ce-mi zice mami? Hai să-ți fac să mănânci. Și zic, da, fă-mi. I-am dat de lucru cât mai mult, ca să pot să am eu timp să fug. M-am dus până la vară mea, cea care m-a și ajutat să fug cu soțul meu, am chemat un taxi și am fugit direct la aeroport. Acum unde locuiți exact? Germania. În Germania, da. Da. Când ai auzit că Raisa vrea să se înscrie la șef la cuțite, tu ce ai spus? Chiar am cucoroșat-o și eu și copiii. M-a susținut enorm, da. Astăzi gătesc iahnie de fasole cu afumătură și salată de murături asortate. Gătesc, bineînțeles că este și o plăcere, dar având 4 copii, tot timpul sunt în bucătărie. Practic și că vreau și că nu vreau, trebuie să gătesc. Am 4 copii, cel mai mare, Vito Andolini. Numele ăsta este pus de către soțul meu. El iubește Corleone, filmul Corleone, cel mijlociu Santino Antonucci, are 13 ani. Prima mea fată pe care mi-am dorit-o enorm din tot sufletul, Riana Ana Maria, are 11 ani. Și ultima, dar nu cea din urmă, este Evelyn Samira. Să fii mamă de 4 copii este cel mai minunat lucru posibil, dar și foarte obositor. Credeți-mă că sunt mândră de ei. Am văzut că învață atât de bine și profesorii îi lăudau atât de mult și îi dăteau drept exemplu celorlalți elevi și spuneau, uitați-vă, ei sunt români, deci nu sunt naționalitate germană, n-au știut limba de când au venit și s-au integrat atât de ușor și învață atât de bine. Și sunt mândră de mine că am putut să fiu mamă și să-mi cresc singură, fără ajutorul nimănui, mă refer ca să stea cu ei, că financiar a fost soțul meu. A fost greu în străinătate, doar cine e acolo cunoaște ce înseamnă cu adevărat străinătatea. În Spania pot să zic că eu am muncit și acolo cu soțul meu, cu agricultura, am muncit la usturoi, la portocale, la mandarine, la montonat usturoi, la fustuci. Am luat toate muncile astea, la pepeni. A fost greu, dar a fost și frumos. Nu am mai muncit, am avut probleme cu sarcina. A fost o cumpănă foarte mare din viața mea. Era să-mi pierd viața și eu și copilul meu. Da, am făcut stop cardiorespiratoriu de 2 ori în timpul sarcinii. Am avut o sarcină provocată. După ce am avut fetița, am avut probleme cu ea fiind prematură. Un an de zile am stat numai prin spitale. Ea s-a născut și surdă, avea și hepatită. Dar Dumnezeu a fost cu mine. Și într-un final, copilul meu, care are acum 7 ani, e foarte vorbăreață și nu mai avem nici probleme de sănătate. Dacă nu eram așa emoționată, până acum făceam și niște fripturi. Aș minți să spun că am plecat, gata, eu merg să câștig. Nu, pentru că nu vreau să-mi pun target și apoi ferească Dumnezeu să se întâmple să nu merg mai departe și să rămân dezamăgită. Am transpirat, dar sper să nu transpir degeaba. Poftă bună! Hai că sunt îmbrăcați, merge cu fasolea. Ce avem aici? Murături! Fasolică! Ce se potrivește! Mâncare românească, aină românească, totul românească, viață românească. Asta am spus eu.
Bă, dar pălăria asta e grea, dacă mă mișc așa în care, îmi pare că cade, să mă mișc cu tot capul, vă mișc calma cu gâtul. A, ah, și slănina, nu? No, stai că și cu slănina. Mm. Ce slănină bună, cred că sunt ardeleni. Da, suntem țigani. A venit la fix mâncarea asta, exact așa cum da. Suntem noi îmbrăcați. Cum e Orlando, e tradițională? Este, este. E tradițională, dar există tot timpul un dar. Pentru mine mai trebuie un pic de piper mai trebuie aici, nu? Am vrut să pun, dar mi-era să nu fac caiote. Condimentat așa, ce da? Murături. Bune. Varză este? Sigur este cineva care păstrează și respectă tradiția românească. Este cineva românească. Costum național? Băi, nu. Nu. Suntem noi aici. Ar fi wow. Hai, Doamne, să iau cuțit. Mamă, ce-mi palpitează inima. Vai, Doamne. Bună seara. Bună seara. Bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Mă numesc Sima Nicoleta Valentina. Locuiesc în Germania. Mi se spune Raisa. Cum ne stă? Arătați perfect. A venit neamărin astăzi la noi, chiar acum am venit. Am auzit ne-a ceva pe aici. Ne-a costumat cu ciomagul lângă noi. Îl cunoști pe neamărin? Da, nu personal, de la televizor. Ai văzut ce face? Am văzut, sunt de acord cu ei, dânsul. Cu ce, cu bătaia sau cu ce? Da. Cu portul național? Sau... Așa am crescut, eu una așa am crescut. Raița, tu ai copii? Am doi băieți și două fete. Copii la școală, soția casnică. Cum este relația voastră? Avem 16 ani de căsnicie. Wow, câți ani ai spus că ai? 35. Nu arătați la 35 de ani. Mulțumesc frumos, e un compliment. Așa, și ce s-a întâmplat? Prin ce ați trecut? Noi fiind de etnie romă, la noi bărbații mai dau de un puț în lac. Așa ai făcut? Nu. Nu. Vrem să știm. Nu este mai curios așa, dacă tot ai deschis subiectul. Da, am mai avut așa, escapade dintre astea mai micuțe. Cine a avut escapade? A, soțul meu, îi plac. Iubește creația lui Dumnezeu, femeia. Dar și tu ce faci atunci când ce afli să de fac? Escapade? Acționez și eu când văd că devine treaba mai serioasă. Cum acționezi? Nu cred că trebuie spus la televizor cum acționez. Ba da, vrei să știi. Bă, vulcanică ceva. Foarte vulcanică. Nici nu știu, nici... Deci nu mai reacție, adică să mai vorbesc, să mai nu, mai doar mă mișc, intru la 20 de ani. Sau mai ai lingura aia de lemn. Sau cu lingura asta, nu? Exact! Ca neamărin, al doire. Perfect! În Germania cu ce vă ocupați? Eu sunt casnică, momentan. După ce mi-au crescut copilașii cât de cât, am muncit și eu când am ajuns acolo. După unde? Am unde avut... sunteți exact în Germania? În lângă Stuttgart, în Reutlingen. În Reutlingen am locuit 22 de ani. Vai, nu cred, nu adevărat? Crezi. Nu ne-am întâlnit. Cum vă descurcați acolo? Soțul meu are un service auto de 2 ani de zile aproximativ. Eu, după ce mi-au crescut copiii și am putut cât de cât să am puțin timp liber, m-am înscris la un curs de integrare cu meserie, bineînțeles, și fac un curs ca și asistentă medicală pe secția de ginecologie obstetrică, să lucrez cu noi născuți, îi ador și am copii și știu ce înseamnă. Am luat 3 examene până acum, dar mai am încă 2 ani, dar nu dau înapoi și sper să pot să le trec pe toate. Nu lucrez cu bărbații și voi lucra doar cu femei și noi născuți. Și cea mai mare bucurie pentru mine, știu ce am simțit când mi-am adus primul copil pe lume și după ceilalți, e cea mai mare bucurie să-ți vezi copilul atunci. Am înțeles, soțul este gelos și a zis, gata, te las să lucrezi, dar numai, da. Dar numai cu femei. Da. Să știi că arăți extraordinar. Mulțumesc frumos. Cu 4 copii. Mulțumesc. Cum reușești să te menții așa? Nu fac nimic special, nu am ținut diete în viața mea, dar după a patra sarcină, da? M-am îngrășat cei drept, eram undeva la 70-75 de kilograme, după am avut o obsesie, am vrut să mănânc mai mult, să-mi pun balon și trebuia să am mai multe kilograme, m-am îngrășat. Eu nu înțeleg mai cum să vă puneți balon și să balon, vă îngrășați? Vroiam să-mi pun balon să pot să slăbesc. Și pentru că nu eram aptă, trebuia să mă mai îngraș câteva kilograme. În fine, m-am îngrășat, îmi devenise o obsesie chestia asta și am ajuns după multe luni de căutare să caut o clinică bună cu doctor apt. Am ajuns în Turcia și acolo am depistat, făcând analizele pentru balon, că am cancer. Da, în urmă cu un an de zile. Da, și...
eu când am fost depistată cu această boală, eram între nivelul 3 și 4. Practic mi-au mai dat maxim 6 luni de viață. Poți să cred. Da. Wow. A fost un șoc. Și atunci am stat 5 minute, eram acolo, eram cu... În Turcia am mers cu socrul meu, cu natul meu și cu soțul meu. Și am stat 5 minute și am început să plâng și doar mă vedeam, credeți-mă, mă vedeam în stadiu final. Plângeam non-stop, încercam să mă feresc de copiii mei, nu le-am spus nimic atunci. Mă închideam în cameră și plângeam și practic mă vedeam cum o să ajung în fază terminală. Deci doar asta, îmi vedeam copiii mei orfani și ziceam, o să rămână fără mamă. N-am simțit... că mi se sfârșește lumea. Și am avut norocul că a fost operabil acest cancer. M-am operat și când am ieșit din operație a fost atât de dureri aveam, atât de puternice dureri încât eram mai mult adormită și atunci când mă trezeam mi-aduc aminte că era soțul meu lângă mine și plângeam, mă auzeam cum suspinam de dureri. Și când mă trezeam, preț de câteva secunde, știu că plângeam și îi spuneam soțului meu, știi, eu nu rezist, eu o să mor. Da. Am un transplant de stomac și am făcut 3 sesiuni de chimioterapie și de aceea acum am slăbit atât de mult. Vai, rău. Și mulțumesc Dumnezeu că am avut familia alături. Penultimele analize mi-au ieșit foarte bine, am recuperat 50%, un procentaj de 50% din celule și pot să zic că atunci când mă uit la mine și la rănile de pe corpul meu, doar cine trece prin asta știe ce înseamnă, sunt mândră și nu mă deranjează absolut deloc nicio cicatrice, nicio rană, pentru că atunci când mă uit în oglindă zic, măi, am trecut-o și pe asta. Și de-aia spun că sunt o femeie puternică. Dar nu s-ar zice că ai trecut. Asta. Toată lumea îmi spune asta, că Raisa, te vedem cu zâmbetul pe buze și ne dai putere, deci, da. Deci, fi așteptat și energie și energie, și zâmbet și cum arăți, da. E tot. E... Pentru că wow. Eu și pe platforma de TikTok, unde petrec timpul, că am, da, TikTok, influencer? Da, am o comunitate acolo. Postez videoclipuri, gen mini-vloguri, cam ce fac eu, sau diferite melodii, pentru că aduc și un câștig de acolo, din acea platformă și fac live-uri atunci când fac mâncare, mai mult în bucătărie sunt. Apropo de copii, ai 4 copii? De fiecare dată zâmbești când este vorba de copii? Cred că e cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac pe lumea asta. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 4 copii și sunt mândră de ceea ce sunt ei, sunt mândră că eu am fost în spatele lor și i-am împins și... Ce fac copiii tăi? Copiii mei sunt în Germania. Da, se ocupă cu ceva, au pasiuni. Sunt la școală, da. Am băiatul cel mic, a terminat locul 1 pe școală, băiatul cel mare locul 2 pe școală, fiind români. Felicitări. Felicitări, bravo. Sunt ca tine, puternici, ambițioși. Da, foarte. Cât ani are copilul cel mai mic? Cel mai mic 7 ani, e fetiță. Dar băieții sunt mai mari și fetele mai mici. Și au participat la un concurs de limba engleză împreună cu alte activități și alte materii școlare. Și mi-a luat locul 176 din 4.000 de copii internațional. Este o performanță. Wow. Da, ambii. Felicitări. Cine seamănă așa inteligență? Cu mine, bineînțeles. Ce întrebare, scuzați. Felicitări. Mulțumesc. Ce copii aveți? Hai să vedem cum este mâncarea. Gata. Atât am văzut noi, da. Doamne! Dar nu este numai votul meu, mai sunt și ceilalți trei. Da, din păcate, iahnie de fasole, nu? Da. Și ai pus și slănină. Și cărnăciori. Căstă slănină, man. Și nu era destul de gras, trebuia să-i mai păi pui la și... noi, la țigan, să facem mâncarea grasă, să fai begust. Încă eu am făcut-o mai așa, că păi, zic, înțeles, să nu fac nici prea piperată. Era gustoasă prea... și fără grăsimea asta, nu? Adică și mai... Parcă și e, așa mai... e mai bună când are o... tentă de aia de grăsime, așa. Da, da. Probabil da, da. Gustul tău, și așa, gustul știi? Este puțin deteriorat de grăsime. Vai! Mi-era teamă de critici? Nu cred, mulțumesc! Ne-a plăcut! Bravo. Chiar
Șunca mi-a plăcut foarte mult în combinație, că ai pus-o după, n-ai prăjit-o și a fost senzație. Mulțumesc! O aromă bună, mâncare rece. Ai trei cuțite, mergi mai departe în butcă. Nu mergi cu patru, dar mergi cu trei, tot mergi. Bine, nu? E bine și așa! Și am luat trei cuțite! Deci cea mai fericită, sincer să fiu, chiar nu credeam că o să iau. Sunt foarte bucuroasă, mi-au dat un imbol, că sunt chiar o bună bucătăreasă, deci copiii mei nu greșesc când mă laudă. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.